Măsuri fără precedent în învățământul sucevean. Centrele de examen de la școlile din Salcea și Plopeni au fost desființate. Elevii de clasa a 8-a vor susține evaluarea națională în alte școli, unde se vor deplasa cu microbuzele puse la dispoziție de inspectoratul școlar. Măsura a fost luată după ce, anul trecut, băiatul primarului de la Salcea, Ilie Lungu, a primit note mai mari decât merita după ce tezele au fost aranjate. Totodată, profesorii implicați în scandalul de anul trecut nu vor mai avea voie să facă parte din comisiile de testare. E o măsură pe care am și luat-o de altfel și este prevăzută în metodologie, aceea că persoanele care au fost implicate în astfel de incidente nu mai fac parte din comisiile de examen pentru o anumită perioadă de timp și nici în școlile respective nu se organizează centre de examen. Este chiar prima măsură pe care am luat-o de altfel și anume faptul că în școlile Salcea și Plopeni nu vor mai fi centre de examen pentru evaluarea națională, elevii urmând să fie arundați la alte centre de examen, iar cadrele didactice din cele două școli nu vor face parte din comisiile de examen sau de evaluare. Dosarul fraudei de la evaluarea națională se află în prezent pe masa judecătorilor. Printre cei anchetați se află și primarul Ilie Lungu, suspectat că i-a mituit pe unii profesori din cadrul școlii ca să rescrie lucrările fiului său.